Acest avion militar instalat în Cahul nu mai prezinte deja niciun pericol. Ceea ce nu putem spune despre unii participanți de aici. Mă numesc Ecaterina Gavriliță. Sunt născută din satul Lozova, raionul Strășeni. M-am căsătorit în orașul Cahul. Când a venit de la Moldova Are Talent, jumătatea mea din lume m-am cunoscut. Și stare bucuroasă că mă e lumea înseamnă. Lucrez la piață de 23-24 de ani, așa, la tarabă. Toată viața am visat să fiu odată pe scenă. Am fost la primul sezon la Moldova Are Talent și a doua șnec mai un rezultat mai bine. M-am gândit că principalul nu să câștigi, dar principalul să participi. Moldcell, partener general. Doamne, ce participantă de toți este așteptată. Vă zicem, bine ați venit. Visul nostru s-a împlinit. Și gata. Încă o dată, gata. Succes. Hai. Gata vorba. Și gata. Și gata. Și încă o dată. Tania. Da, da, da. Da, sunteți dumneavoastră? Este... La cine mă gândesc? Vântul tot bătea, vântul tot bătea, împotriva mea. Ecaterina, vorba lungă-i sărăcia omului. Hai să vă auzim. Nicio problemă. Noi am auzit tot ce trebuie. Doamna Ecaterina, ce pot să vă spun? Ați adus o sărbătoare aici la noi, la Moldova Are Talent, în sezonul 2. Noi vă mulțumim din suflet. Din păcate vă dați seama că nu puteți merge mai departe. Știți, vă mulțumim de ce? Frumos. Mulțumim din suflet. Doamna Ecaterina, de ce n-ați tradus piesa? Eu am tradus-o chiar acum. Uitați-vă și mai interesant. Uitați-vă. Ovcerio-mu halbă, da, și probleme atunci făceai, dragostea îndrăzneața ta, și nebună era cu aromat amețit-o mai, și ninimă rănit-o mai. Am știut de la început că îmi place foarte mult.